dimineața tuturor! Încheiem prima săptămână a lunii octombrie cu vreme foarte frumoasă, senină, dar rece, în special dimineața și în timpul nopții. Vântul va sufla moderat în general, cu excepția zonei montane și pe litoral, unde va bate cu putere. Începem cu partea de nord-vest a țării, cu zona Maramureșului, unde astăzi vremea va fi foarte frumoasă, cerul mai mult senin, temperatura maximă se va încadra între 19, posibil 20 de grade. Vreme destul de căldută pentru această perioadă din an și în Crișana, șansele să plouă vor fi reduse, iar temperatura maximă se va încadra între 19 și 20 de grade. Dacă locuiți în Banat, puteți uita de umbrele astăzi. Vă veți bucura de o zi foarte frumoasă de început de octombrie. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 19 și 20 de grade. Vântul va sufla slab și moderat astăzi în Oltenia, unde vremea va fi de asemenea frumoasă, cerul mai mult senin, iar temperatura maximă se va încadra între 20 și 22 de grade. În centrul teritoriului țării, același lucru, după cum vedem, harta arată foarte frumos. În zona montană, vântul va sufla destul de puternic, dar la fel șansele să plouă vor fi reduse din fericire. Temperatura maximă se va încadra între 15 grade în Miercurea Ciuc și 19 grade în Deva. Intensificarea vântului e de asemenea în Moldova, în special în nordul teritoriului. Harta arată foarte frumos și aici, cerul va fi mai mult senin, iar temperatura maximă se va încadra între 16 și 20 de grade. Intensificarea vântului, după cum spuneam mai devreme, și în Dobrogea, în special pe litoral. Avem parte de un cer mai mult senin, iar temperatura maximă se va încadra între 17 și 18 grade. Dimineți și nopți în continuare reci în Muntenia, dar pe parcursul zilei se va încălzi. Soarele ne va încălzi cu următoarele temperaturi. Avem 18 grade în Târgoviște și 21 de grade în Giurgiu. În capitală de dimineață se înregistrau 9 grade, iar temperatura maximă va ajunge până la 19-20 de grade. Astăzi cerul va fi variabil spre senin, iar vântul va sufla slab și moderat.